ajuns la cea de-a cincea ediție. Concursul internațional de interpretare instrumentală Ioan Goia din Iași este un omagiu adus profesorului Ioan Goia. Anul acesta se împlinesc 3 decenii de la trecerea sa neființă. Muzician și profesor, om de cultură al orașului, Ioan Goia a fost primul director al operei din Iași și tot el a luptat pentru reînființarea conservatorului ieșean. De la an la an, concursul atrage tot mai mulți tineri care studiază la instrumente de suflat și percuție. Vin din ce în ce mai mulți copii și din ce în ce mai bine pregătiți, ne-au spus toate comisiile concursului. Am avut 120 de participanți din Cluj, București, toată zona Moldovei, din Chișinău, de la 2 școli, și din Odessa, Ucraina, de la Academia Nejdanova. Cele mai multe premii întâi au fost obținute de elevi ieșeni, iar trofeul a ajuns la Ștefan, un percuționist, elev în clasa 7 la Colegiul Octav Băncilă din Iași. Mă simt extraordinar de orice am reușit să ajung și până aici, să câștig un concurs. Ce înseamnă pentru tine acest instrument muzical? Și cum l-ai descoperit? L-am descoperit prin sora mea, care și ea e la același instrument. Acest instrument este pentru mine, transmit ceva pentru ascultătorii mei. Aș vrea să rămân în țară și de asta particip la cât mai multe concursuri, dar nu se știe niciodată. Este o muncă continuă. Nu pot spune că știu exact cum trebuie să parcurg acest demers de a pregăti elevii. Este o experiență inedită pentru fiecare elev. Concursul internațional de interpretare instrumentală Ioan Goia se adresează tinerilor care studiază în instituțiile de artă din țară și străinătate și este organizat de Colegiul Național Octav Băncilă din Iași. Trofeul a fost realizat de către artistul plastic Ștefan Sălăjan.